O echipă a descoperit epava navei Endurance a exploratorului Sir Ernest Shackleton, care s-a scufundat în Marea Weddell în 1915. Epava a fost găsită la 3008 metri sub suprafața a ceea ce Shackleton a descris ca fiind cea mai dificilă porțiune a celei mai dure mări din lume. Totodată, epava a fost descoperită la 100 de ani de la înmormântarea lui Shackleton. Cercetătorii au explicat că epava este într-o stare de conservare uimitoare. Pe fundul Antarcticii nu există microorganisme care să se hrănească cu lemn, iar apa are claritatea apei distilate. Rezultatele sunt magice, au mai precizat oamenii de știință. Amplasamentul navei Endurance a fost declarat monument istoric în conformitate cu prevederile Tratatului Antarcticii din 1959. Sir Ernest Shackleton și-a pierdut faimosul vas, dar și-a salvat echipajul. Exploratorul a plecat din Georgia de Sud în decembrie 1914 cu 27 de oameni, îndreptându-se spre golful Wazzel, în partea de est a mării Weddell. Planul era de a traversa imensa calotă de gheață din Antarctica până la Polul Sud și apoi să continue până la Marea Ross. Însă, la două zile după ce a părăsit Georgia de Sud, Endurance a întâlnit banchiza polară. La începutul lunii ianuarie, nava a rămas blocată și, în cele din urmă, echipajul s-a retras pe gheață, luând proviziile de hrană, precum și trei bărci de salvare. La 21 noiembrie 1915, Endurance s-a scufundat în apele reci ale Antarcticii.